Probabil că unii dintre voi, sau poate foarte mulți, majoritatea, de ce nu? Pentru că tot românul are Facebook, Instagram sau TikTok în vremea de astăzi. Probabil că ați auzit despre un subiect care a făcut destul de multă vâlvă, a iscat destul de multe discuții în ultimele zile în mediul evanghelic românesc. E vorba despre o postare care a făcut-o pe Instagram Andrei Prodan. Andrei Prodan este un compozitor care, în urmă cu mai mulți ani de zile, a compus muzică cu un mare succes pentru artiști consacrați din România, pentru Delia, dacă nu mă înșel, pentru Ina, știu că a fost la un moment dat și în biserică. Dar omul acesta și-a predat viața în mâna lui Dumnezeu și de acolo cursul vieții lui s-a schimbat radical. Probabil că îl cunoașteți în spatele proiectului Tabăra 477, cântările acelea pe care le frădunăm și noi în biserică, este și contribuția destul de majoră acestui om. Dar el a postat și vreau să vă citez ceea ce a scris el zilele acestea pe contul de Instagram. Comisia medicală care m-a verificat în vederea noirii permisului auto a considerat că nu sunt apt psihologic la secțiunea psihiatrie, trimițându-mă la analize suplimentare doar pentru că le-am spus Evanghelia și ce a făcut Iisus în viața mea și faptul că de acum vreau ca toată viața mea să o trăiesc pentru El. În scumpa noastră țară creștină, cu ghilimele de rigoare, pe care sincer o iubesc, dacă ești gay sau travestit, ești acceptat și sănătos. Dar dacă ești creștin și ai o mărturie despre cum Iisus ți-a schimbat viața, ești considerat nebun. Sincer, nu mă aștept ca Evanghelia Crucii lui Hristos să fie ceva de înțeles, pentru că, în adevăr, este o nebunie pentru oameni. Dar nu uitați ce v-am spus. România nu este o țară creștină, ci una care tolerează creștinismul în forma care este astăzi. Adevăratul creștinism nu este tolerat nicăieri în lume. Am încheiat citatul. Am fost întrebat de mai mulți zilele acestea, frate Dorel, ce părere ai? Vreau să vă spun, dragii mei, că nu cunosc foarte multe detalii, nu cunosc cu exactitate evenimentele de acolo, dar pot să vă spun un lucru. Nu m-ar mira și nu m-ar mira ca un astfel de lucru să se întâmple. Pentru că noi trăim în minunata lume nouă care se curește la orizont. Și în această, dragii mei, minunată lume nouă, vorbea un autor care a devenit consacrat în ultimii ani de zile, dragii mei, reperele după care judecăm ce este normal și ce este anormal, ce este normalitate sau nebunie, s-au schimbat. Depinde, dragii mei, foarte mult cine definește nebunia și cine definește normalitatea. După ce tipare încadrăm pe cineva ca fiind normal sau ca fiind nebun. Vreau să vă spun ceva legat de asta. Dragii mei, unii oameni sunt atât de normali în ochii lui Dumnezeu încât lumea îi consideră nebuni. Deci ascultați-mă, unii sunt așa de normali în ochii lui Dumnezeu încât pur și simplu lumea îi consideră nebuni. Alminteri, dragii mei, în cultul ăsta intră la un moment dat și Pavel, care are o discuție cu Festus, un oficial de rang militar și politic roman. Pavel îi povestește despre cum s-a întors la Hristos, despre cum l-a cunoscut pe Hristos și ăsta e foarte interesant. Îi ascultă cu foarte multă atenție ce îi povestește Pavel, dar la un moment dat, când vorbește despre moartea și învierea lui Iisus Hristos, Festus, care e roman, zice, oprește-te și spune, Pavele, eu cred că ai luat o razna, îi spune, ești nebun. Cu siguranță că de la câte cărți ai citit, ai luat o razna. Cam asta îi spune Festul lui Pavel și spune, ești nebun. Pentru că, dragii mei, în 1 Corinteni 1 cu 18, Apostol Pavel întărește argumentul ăsta și spune, dragii mei, fiindcă propovăduirea crucii, știți ce este, dragii mei? E o nebunie. E o nebunie pentru cei care sunt pe calea pierzării. Pentru oamenii, dragii mei, care nu îl cunosc pe Dumnezeu.
pentru oamenii care nu înțeleg jertfa lui Hristos, pentru oamenii care nu înțeleg Evanghelia, a o propovădui și a o trăi, e pur și simplu o nebunie. Și tot Pavel spune la un moment dat, în adevăr, spune în 2 Corinteni 5 cu 13, dacă mi-am ieșit din minți, pentru Dumnezeu ne-am ieșit. Dacă lumea consideră că asta fiind nebunie, atunci e adevărat. Din punctul de vedere al lumii, suntem nebuni. Acum vreau să vă spun ceva, dragii mei. Când cineva te numește nebun pentru că ai renunțat la visele tale, la cariera ta și le-a urmat pe Hristos și oamenii îți au auzit des expresia aceasta, băi, ești nebun, ascultați-mă, este un compliment. Pentru un creștin, când cineva spune că ești nebun, trebuie să le capi un compliment. Pentru că, ascultați-mă, dacă ne-am ieșit din minți, am făcut-o pentru Hristos. În momentul în care m-am întors la Dumnezeu și am ajuns în clasa mea, țin minte, în clasa 12, în 15 septembrie 2003, toți au spus, a nebunit, băi, ești nebun. Și cu adevărat, dragii mei, din perspectiva lor, probabil că spuneau că sunt nebun. Dar am luat-o ca pe un compliment. Mai târziu țin minte când am terminat clasa 12 și când m-am întâlnit cu profesorul meu de geografie din liceu și care știa că mă duc, vreau geografie să istorie, să urmez și spunea, Dorel, încotro, teologie, păi ești nebun? Efectiv, asta a fost replica. Pentru că vreau să înțelegeți ceva, dragii mei, unii oameni sunt atât de normali în ochii lui Dumnezeu, încât lumea îi consideră nebuni. Pe de altă parte, ascultați-mă, există și reversul. Alții sunt atât de nebuni în ochii lui Dumnezeu, încât lumea îi consideră normali. Există oameni atât de nebuni în ochii lui Dumnezeu, încât lumea îi consideră perfect normali. Și o categorie de genul acesta, dragii mei, de care o să avem parte și luptă tot mai mult în vremurile care vin, este cea descrisă în Roman, capitolul 1, unde Apostolul Pavel, dragii mei, spune, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu și nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere. Ce a făcut? S-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți. Atenție! S-au fălit că sunt înțelepți. Și-au înnebunit. Și-au ajuns, dragii mei, spune Pavel în argumentul lui mai departe, zice Pavel, au ajuns până acolo încât bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii și s-au prins în patimile lor unii după alții și au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească. Și atunci, dragii mei, după noua normalitate a lumii în care trăim, dragii mei, de exemplu, un bărbat care se duce, se trezește într-o dimineață, el toată viața a fost bărbat, să ne înțelegem, da? La 35 de ani s-a trezit unul în America că el nu mai e bărbat, că e femeie. Și a spus, nu mai ziceți domnule, ci de astăzi să spuneți doamna. S-a dus la locul de muncă și toți îi spuneau, domnul, nu mă mai jigniți, eu sunt doamna. Eu sunt doamnă. Și astfel de cazuri, dragii mei, avem un concurs de atletism, o nebunie. S-a dus la un moment dat, acum recent, un an de zile, un bărbat care și-o lua în freză la un concurs de haltere, ridicat haltere, de greutăți. Pierdea pe bandă rulantă, locul 10-12 la concursuri. Și-o zis, îs femeie. S-a dus la concurs de femeie și-o zis, îs femeie. Le-a bătut pe toate. Asta e noua normalitate. Pregătiți-vă că asta e lumea minunată în care vom trăi, dragii mei. Unii oameni sunt atât de nebuni în ochii lui Dumnezeu, încât lumea îi consideră normali. Pe de altă parte, avem și alte cazuri în care nu o să intru astăzi. Există unii oameni care suferă, probabil, de formă de nebunie clinică, medicală. Aici nu intrăm în detalii. Însă, în această zi, oameni buni, vreau să predic despre o formă de nebunie pe care, ascultați-mă, inclusiv mulți creștini o consideră normalitate. Și în această seară am să predic, titlul gândurilor mele este acesta, nebunia ca formă de normalitate. Nebunia ca formă de normalitate. Pentru că, dragii mei, există și o altă arie în viața noastră, în alegerile noastre, în gândirea noastră, în comportamentul nostru, care în ochii lui Dumnezeu e nebunie. Dar ascultați-mă, noi care suntem familiarizați cu Scriptura, cu Cuvântul lui Dumnezeu, o considerăm de foarte multe ori ceva normal. Și vreau să mă refer la trei forme ale acestei nebunii, repet, pe care noi o considerăm ca o formă de normalitate. Și primul lucru la care vreau să mă refer este acesta. Deși o nebunie, dragii mei, pentru mulți este ceva absolut normal ca să-i ceară lui Dumnezeu lucruri absurde. Rețineți ce vă spun. Deși e o nebunie, scriptural vorbind,
Dacă l-ai cunoaște pe Dumnezeu, ai ști că e o nebunie. Dar ascultați-mă, deși e o nebunie pentru mulți, și atenție, creștini, nu vorbim de alții. Nu avem treabă cu LGBT-ul, cu Bruselul, aici avem de treabă cu ăștia care vin la biserică. Și ascultați-mă, deși e o nebunie, dragii mei, e perfect normal pentru unii să vină înaintea lui Dumnezeu și să ceară lucruri absurde. Și avem un caz, un exemplu, dragii mei, tocmai aici, în preambulul acestei celebre parabole pe care Domnul Iisus Hristos o dă despre bogatul acesta care rodi țarina. Și auziți? Unul din mulțime, dragii mei, Hristos predică despre viață și moarte. Iisus Hristos predică despre cruce, despre calea de mântuire a oamenilor și dintr-o dată, unul din mulțime. Am înțeles, Iisuse, dar știi ceva? Zila frate meu să împartă moștenirea cu mine. Ce treabă are asta cu una cu alta? Gândiți-vă, Hristos, dragii mei, vine să predice mesajul salvării, eliberării oamenilor din păcat, din robie, din nebunia minților. Și pe omul ăsta, auziți, dar ce se gândește? Să ai șansa în viață să vorbești cu Iisus. Să ai șansa să-L auzi pe Iisus. Să ai la un moment dat chiar șansa să vorbești cu Iisus. Și ce îl întreabă omul ăsta pe Iisus? Învățătorule, am o cerință la tine. Nu vrei, te rog frumos, să îl convingi tu pe frate meu să împartă cu mine, să facem fele-fele, cum se zice pe la Bihorică, 50-50. Și ce zice Iisus? Da, justiția, dreptate, justice for all. Hai să facem dreptate. Laura Codruța, Covești și pe unde ești? Hai să facem, punem DNA-ul la mișcare. Ce spune Iisus? Cine m-a pus pe mine judecător între voi? Atenție, omul acesta, știți unde e nebunia lui? În cererea lui. Pentru că omul acesta, ascultați-mă, îl reduce pe Hristos, știți la ce? La stadiul de mijloc prin care să-și atingă interesele. Pentru omul ăsta Iisus nu-i mântuitorul, nu-l interesează mântuirea, nu-l interesează relația lui cu Dumnezeu, pe el interesează ca buzunarul lui să fie plin. Pentru el, ascultați-mă, Hristos e un mijloc prin care să-și atingă interesele. El nu are nevoie de Iisus, ci doar ca Iisus să-i împlinească nevoile. Dragii mei, pe omul ăsta nu-l interesează ce spune Iisus, în mulți azi în biserici, ci doar ce poate să facă Iisus pentru el. Nu-l interesează relația cu Hristos, ci îl interesează ca Iisus să-i rezolve problemele lui. Dragii mei, am citit săptămâna aceasta o carte de lui Larry Crabb, Presiunea a dispărut, se numește. E omul acesta, din umila mea perspectivă, probabil că este unul dintre vârfurile, vorbesc în zilele noastre, în domeniul consilierii. Și toată consilierea pe care omul ăsta o face și în cărțile pe care le-a scris, vorbește despre Hristos în centru. Este o consiliere cristocentrică, nu pe metode, ci pe relația centrată cu Dumnezeu. Și vreau să vă spun ce spune omul ăsta, vă citez. Ori de câte ori ne concentrăm asupra binecuvântărilor, fie ele cele mai alese, facem din creștinism un obiect de studiu pentru a înțelege cum putem să le obținem. Semănăm, de fapt, fire pământească, trăim pe calea cea veche și, în fond, venim la el, spunea, auziți, pentru a găsi o cale de a ieși din greutăți, nu calea ce ne aduce în prezența lui. Avem tendința de a vedea în Hristos un mântuitor de suferință, nu unul de păcate. Pentru noi, tot ce ne interesează este ca Iisus să-mi rezolve problemele. Nu contează că relația ta e praf cu Dumnezeu. Nu contează că n-ai niciun timp de părtășie cu Dumnezeu. Pe tine, tot ce interesează când vii la biserică, e Dumnezeu să-ți rezolve problemele. Și dintr-o dată, tu-L cobori pe Hristos din statutul de mântuitor, de mijlocitor între om și Dumnezeu, la cel care îți poate rezolva problemele. Dragii mei, n-am să promovez niciodată un astfel de creștinism. Și mă rog lui Dumnezeu să mă păzească pe mine și spun Biserica Geneza de un astfel de mesaj. Pentru că, dragii mei, produce multe pagube. Pentru că, frați și surori, ascultați-mă, mergeți, vă rog, în librările creștine de astăzi. Deși mi-e tot mai greu să pronunț cuvântul librării creștine. Și o să vă spun de ce. Pentru că cele mai multe cărți pe care le veți găsi, cele mai multe best-seller-uri, cele mai bine vândute cărți, astăzi, în creștinism, în librările noastre, pe internet, știți care sunt? Sunt cele care îți vorbesc despre rezultate. Cum să-ți crești copii de succes? Cum să ai o căsnicie super happy, fericită? Cum să ai un mega church? Cum să ajungi la prosperitate financiară? Am văzut o carte recent, e așa, scrie o viață binecuvântată
și un, din ăla un fagure cu miere și mă curge mierea așa, acolo, foarte, se lipește când o vezi. Wow! Păi cine nu vrea fagurile la cu miere? Toți vrem, ascultați-mă, binecuvântările. Problema, dragii mei, este că aceste cărți și de multe ori mesaje, totul e centrat atenție. Știți pe ce? Pe rezultat. Vii la biserică, vii să asculți predici, vii să te închini pentru că vrei să ai rezultate cu orice preț și nu relația mai contează. Dragii mei, ascultați-mă, fugiți de cărți, fugiți de predici, fugiți de cântări care vă promit rezultate și care nu vă hrănesc cu relația cu Dumnezeu. Dacă avem nevoie de ceva, ascultați-mă, dacă avem nevoie de ceva aici în Geneza, dacă avem nevoie, ascultați-mă, oriunde am fi în lumea asta, avem nevoie în primul și în primul rând de o relație sănătoasă cu Dumnezeu, indiferent de ce va face sau nu Dumnezeu în viața mea, indiferent că mă vindecă sau nu, indiferent că am primă mai mare sau nu, indiferent că am pensie mai mare sau nu, indiferent că o să fiu vindecat sau nu, dragii mei, în primul și în primul rând, și lucru cel mai important contează, relația cu Dumnezeu. Pentru că, ascultați-mă, e o nebunie. E o nebunie să ajungi să ceri lui Dumnezeu lucruri absurde. Știți cum e, dragii mei, când venim la Dumnezeu numai cu mâna și cu cerșala? E ca și căsnicia din interes. Știți că de multe ori în Biblie, mai și în Vechiul Testament, Dumnezeu descrie relația dintre poporul lui ca cea dintre soț și soție. Și știți cum apare imaginea poporului evreu și de multe ori și a noastră, dragii mei, când suntem mireasa lui Hristos? E ca o căsnicie din interes. Cele mai detestate căsnicii pentru aia care cred în iubirea pură, aia adevărata iubire, în sala din interes. Adică el nu se căsătorește, ea nu se căsătorește cu el pentru că îi place de el. Îi place ce are în spate, îi place mașina, îi place popularitatea lui și alte lucruri. Dragii mei, sunt foarte mulți creștini care, deși nu o gândesc în felul acesta, dar în substratul lor la fel se comportă. Dragii mei, am intrat într-o relație cu Dumnezeu, dar e un fel de căsnicie spirituală din interes. De ce te-ai pocăit? Pentru că Domnul să mă scape. Pentru ca să-mi rezolve problema. De ce vii? Pentru că vreau să se atingă, pentru că vreau să fac aia. Știți, de prea puține ori ne pasă cu adevărat de Hristos. De relația cu El. Pe noi ne interesează resursele pe care ne le poate da El. Și asta, dragii mei, e o tragedie. Același om al lui Dumnezeu, Larry Crabb, spune când oamenii lui Dumnezeu îi declară fidelitatea acestuia, dar își caută plăcerea în altceva, soț, soție, copii, lucrare, sănătate, job, succes, popularitate, Dumnezeu îi acuză pe oamenii ăștia, știți de ce? De adulter. De curvie spirituală. Când orice altceva pentru tine e mai important decât persoana lui Hristos, decât relația cu Dumnezeu, ești într-o formă de adulter spiritual. N-am să uit niciodată ce mi-a zis un prieten păstor care la un moment dat a ajuns să fie destul de bolnav. Și țin minte că l-am vizitat după o perioadă de timp, era foarte, foarte bolnav, a fost la un pas aproape de moarte și spunea Dorel, am trecut prin spital, am fost la, așa, viața mea a fost între. Și spuneam, ce s-a întâmplat cu tine? Ai înțeles? Și spunea Dorel, l-am întrebat pe Dumnezeu, pe patul de spital, Doamne, de ce mă treci pe aici? Doamne, nu mă mai pot duce la biserică, trebuie să mor să predic, trebuie să mor să slujesc, trebuie să fac aia, trebuie să fac aia, trebuie să mă implic, Doamne, sunt atâți oameni care așteaptă după mine, Doamne, de ce mă treci pe spital? Și ce a spus Iisus? Mi-a zis Iisus așa, și de ce te trec pe aici? Pentru că ai ajuns să iubești mai mult lucrarea decât să mă iubești pe mine. Ai ajuns să iubești mai mult predica, ai ajuns să iubești mai mult închinarea, ai ajuns să iubești mai mult slujirea, paradox, culmea, decât mă iubești pe mine. Hei, vreau să stau de vorbă cu tine. Asta mi-a spus Dumnezeu, zicea Dorel, Dumnezeu mi-a spus, te-am adus aici pentru că am vrut să stau de vorbă cu tine. Oameni buni, de foarte multe ori noi avem cereri absurde, deși nouă ni se par perfect normale. Vă duceți aminte un alt episod în Evanghelia după Luca, capitolul 10, Maria și Marta? Vine Iisus în casa lor în Betania
Și spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, vă citesc, pe când era pe drumul cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casă. Ei avea o soră pe Maria, care s-a așezat. Ce face Maria când vine Iisus în casa ei? Se duce direct după cheesecake. Se duce după leveșe. Du-te și cumpără și Fanta de portocale. Nu. Când Iisus intră în casa ei, pur și simplu Maria uită de tot. E atât de fascinat încât spune cuvântul lui Dumnezeu că se așează și-l ascultă pe Iisus, îi soarbe cuvintele. Și acum, dincolo, în bucătărie, Marta e nervoasă. Iisus e în casa ta, tu ești în bucătărie. Iisus e în living-ul tău, vrea să stea de vorbă cu tine, tu ești în bucătărie, nervoasă, supărată, stresată. Și zice, Iisuse, vină leacă încoace. Zice, auziți, și face o cerere lui Iisus. Că de multe ori, ascultați-mă, cererea asta e și în rugăciunile noastre. Ascultați, și zice, Doamne, zice, nu-ți pasă, adică dramatizează, adică, Doamne, nu-ți pasă, că eu mă trudesc aici să vă servesc pe toți și Maria stă-și la predică. Ia acum îi trebuie hrană spirituală, acum îi trebuie dintr-o dată o bucată, o pocăință și pasta. Și ce-o zis Iisus? Chiar așa, bă, Maria, dar serios acum, du-te mă și ori pe sorta, du-te și ori pe sorta, ia du-te, pune și tu mâna acolo și taie farfurie, no, pune pe farfurie ceva. Ce-o zis Iisus? Marta, Marta, pentru multe lucruri te îngrijorezi tu. Dar un singur lucru străbă. Maria și-a ales partea cea bună, care nu-i se va lua. Nu-i așa că-ți vine să trântești, tu alegi să pleci din casă. Adică, Doamne, eu am făcut pentru tine asta, știi? Eu am vrut să... Și vii cu cereri, când faci tu ceva pentru Domnul, te simți dintr-o dată vrednic, după ce ai dat 1 milion la biserică, după ce ai venit, poate te-ai făcut ceva pentru Domnul, Doamne, acum, cerem, facem. Na, stai cu minte și ascultă-mă. Pentru că Dumnezeu vrea relația cu tine. Dumnezeu, ascultă-mă, vrea să vorbească cu tine. Nu îl impresionezi pe Iisus cu ce faci pentru El. Cu cererile tale, că de multe ori, ascultați-mă, ceea ce nu ni se pare normal să-i cer lui Dumnezeu, e o nebunie. Vă dau un exemplu, tot scriptural, dragii mei, vă aduceți aminte de fiii lui Zebedei, Iacov și Ioan? S-au dus până în Samaria să pregătească venirea lui Hristos, Hristos trebuia să rămână peste noapte, s-au dus ei, bă, vedeți că vine Mesia, pregătiți casele, da? Facem rezervare la cea mai bună casă, la pensiune. Și au zis, nici să n-auzim, iudeu n-are ce căuta la noi. Și au venit ăștia doi. Ioan, care era cu iubirea, cu dragostea, știți ăla care a pus umărul așa pe capul pe umărul lui Iisus, ăla cu care preiubiții Domnului, știi? A zis, Iisuse, nu vrei să poruncim noi să cadă foc din cer pe ăsta samaritene și să-i mistuie? Ce crevedia, să fie mai ceva? Ce-a zis Iisus? Bă, voi chiar țineți la mine, apreciez grija voastră pentru mine. Asta a zis Iisus. Habar n-aveți ce cereți. Nu știți de ce Duh sunteți călăuziți. Apropo, tu știi de ce Duh ești călăuzit când cere anumite lucruri lui Dumnezeu? Știți care e nebunia? În ochii lui Dumnezeu, care la noi trece normalitate, să ajungi să-i ceri lui Dumnezeu lucruri nebunești din perspectivă scripturală normale ție, deși știi, ai Biblia în față. Nu, ăștia nu s-au pocăit Ioan și cu Iacov. La un moment dat s-a iscat o dispută cine-i bossul între ei. Bă, cine-i șeful? La români, când îți doi, unul trebuie să fie șef. Dumneavoastră știți asta. Bă, oriunde, prima dată, cine-i șeful? Să facă regulile. Bun. Și la un moment dat ăștia se certau. Și Iisus știe. Dar fiți atenți ce face Iacov și Ioan. Deci că au adus-o pe maică sa, pe Salomea. Și cine era Salomea? Era mătușa lui Iisus. O zi, bă, dacă ne ducem noi doi, poate nu ne ascultă. Să supără Petru ăștia la asta. Dacă vine mătușa lui Iisus, mama noastră, zice Biblia, că a venit aia doi cu prunci de mână. Iisus zice, hai oleacă încoace. Da, știi că eu am avut grijă de tine. Știi că la noi mâncai pâine când coceam și știi că te mai chemam pe la noi, pe la masă. Știi că, na, îți mătușa ta, am avut grijă de tine. Zi, îi vezi tu pe ăștia doi, acum ei n-au curat, dar zic eu în locul lor. Ce ceri? Când vei veni în împărăția ta, unul să fie la stânga, unul la dreapta, să fie acolo gardienii galaxiei pe lângă tine. Și ce-o zis Iisus? Nu știți ce cereți. Oameni buni, nebunia ca formă de normalitate. Deși o nebunie, nu ni se pare absolut normal să cerem lui Dumnezeu lucruri, dragii mei, care sunt absurde. Apropo de cereri legate de asta,
Am auzit un interviu recent, erau cu niște, într-un penitenciar din România, erau un program de reabilitare și ăștia veneau să mărturisească ce au făcut. Și acum unul povestea, zice, aici am pușcărie, zice, eu m-am apropiat și mai tare de Dumnezeu. Eu am fost înainte, zice, aproape de Dumnezeu, dar acum m-am apropiat și mai tare. Zice, să știți, spunea la reporter, da, zice, ai, dar cum? Zice, Doamne, zice, chiar dacă nu, eu am fost condamnat, nu știu, 8 ani pentru jaft, tâlfărie, pentru furt, dar să știți, zice, că eu eram așa credincios, zice, că și înainte, când dădeam o spargă, înainte ziceam, Doamne ajută, înainte să... Zice, eram, făceam crucea și dădeam, ziceam, Doamne ajută, înainte de spargere, normal, să-ți aduce Dumnezeu la din astea, nu? Adică, oameni buni, înțelegeți, de foarte multe ori, avem cereri de genul ăsta absurde. Nu o să niciodată, când m-am întors la Dumnezeu, eram întors de câteva luni de zile, l-am întâlnit pe cel mai... Eu am crezut că ăla chiar crede ce cere. Păi eram întors, eram, știți, proaspăt, eram ca bobocul acolo. Și țin minte că am întâlnit un băiat din zona noastră, în depresiunea Biușului, care îmi povestea cât de mult crede în Dumnezeu. Avea 19 ani, ca mine, și zice, frate Dorel, de jumate de an postez și mă rog lui Dumnezeu să-mi dea un Jeep. Ce Jeep? Nu era mele, era Opel Frontera pe vremea aia, pe vremuri, a long time ago. A? Opel Frontera. Și am zis, bă, dar de ce nu Dacia? Frate Dorel, Domnul, de ce-i mai bun? Pe principiu, cel mai bun. Să ne înțelegem, el n-avea bani de telefon. Deci nu își permitea să-și cumpere o pereche de tenis chinezești din piața din Beiuș. De el vrea direct Opel Front. Bă, un an de zile s-a chinuit și a postit degeaba. Nu i-a dat Domnul nicio frontera. Să ne înțelegem. Dar de foarte multe ori venim cu cereri înainte de Dumnezeu. Avem credință. Oameni buni. Vreau să înțelegem aspectele astea pentru că sunt foarte, foarte importante. Apoi, un al doilea lucru la care vreau să mă refer aici, din cuvântul lui Dumnezeu, nebunia ca formă de normalitate și atenție, e vorba de noi, e vorba de cei din biserică care de multe ori considerăm că sunt lucruri normale, dar e o nebunie înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, deși este o nebunie pentru mulți, atenție, e ceva normal să investească aici, aici vorbesc pe pământ, în lucruri care nu folosesc la nimic dincolo. Deși e o nebunie scriptural. Deși, dragii mei, Biblia ne îndeamnă în aspectul ăsta foarte clar și o să vedem imediat mai departe, ascultați-mă, deși e o nebunie pentru mulți din bisericile de astăzi, e ceva normal să investească, să-și investească timpul, energia, resursele în lucruri, atenție, care nu le vor folosi la absolut nimic dincolo, pe care nu le vei duce cu tine dincolo în veșnicie. Uitați-vă, dragii mei, la conversația acestui om bogat. Noi l-am băgat în topul Forbes, dacă ar fi după noi. Păi ăsta, da, ăsta e om de afaceri, rețeta succesului, secretul succesului. I-am luat interviu. Om creștin, din perspectivă, uitați-vă, poți să reușești în business. Dar omul ăsta, a zis, spune cuvântul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu îl numește nebun. E un om, dragii mei, care investește doar aici, în lucrurile care nu le poate duce cu el dincolo și care nu-i folosesc la nimic dincolo. Uitați-vă la conversația acestui om ca să vedeți nebunia din mintea lui. Auziți ce spune omul acesta, dragii mei? Zice, și a zis el, iată ce voi face. Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Bă, ăsta e om vizionar. Ok? Dacă ai o supraproducție, trebuie să gândești să te extinzi. Foarte bine până aici. Zice, acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele. Perfect, am înțeles scopul, dar atenție. Și voi zice după aceea, cui? Sufletului meu. Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, ceilalți, dacă mor de foame, e problema lor, dar atenție, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Asta e deviza manieriștilor din România. Și mai au și strofe de genul, mi-au rămas fără să vreau, spunea Costel dimineață, țin minte și acum, eram în liceu, 4 ani de zile am dus cu un autobuz. Nu vă imaginați, 19 km de la Brăde până la Ștei, o singură casetă în 4 ani. Era o casetă din aia și tot aia, nu mai schimbat-o, 4 ani de zile. Și acum țin minte că era o chestie, muncesc pentru banul meu, știe numai Dumnezeu. Atâta mai țin minte. No, cam asta e deviza lui ăsta, da? Muncim, strângem, avem cine-i ca noi.
Știți care e problema acestui om? Are o filozofie de viață centrată pe a avea, nu pe a fi. Mai mult de atât, e centrată pe vremelnicie, nu pe veșnicie. E construită pe confuzie. E clădită filozofia. Aici e nebunia lui, pe o mare confuzie. Suflete, ce o zis, ce face sufletul? Mănâncă, bea și veselește-te. Băi, oameni buni, unde ați auzit dumneavoastră în lumea asta ca sufletul tău să mănânce pene cu patru formaci? Sau T-bone? Să nu vă fac să... Mai bine, să nu mai dau exemple. Sufletul nu mănâncă și nu se hrănește cu lucrurile acestea. Sufletul nostru, dragii mei, nu poate fi alimentat decât de Dumnezeu, de părtășia cu Dumnezeu. Omul ăsta face o gravă confuzie. Ce ne spune Iisus? Matei 6:19, nu strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina, și unde le sapă și le fură hoții, mai ales în România. Să nu ziceți că nu v-am zis. Ci strângeți-vă comori unde? În cer. Unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă și nici nu le fură. Pentru că unde este, atenție, unde este comoara voastră, este și inima voastră. Ce trimiți în cer, cu aia te întâlnești. Și aia Matei, capitolul 25, Iisus spune mai departe, când voi veni în ziua aceea, când Fiul omului va ședea pe scaunul de domnia slavei sale, va chema toate neamurile pământului, inclusiv neamul românesc. Celul de peste prus și ăsta din coace. Acolo vor fi uniți. Și va spune, veniți binecuvântați Tatălui, micilor de-a dreapta mea. De ce? Pentru că am fost flămând și mi-ați dat. Pentru că mi-a fost sete și mi-ați dat să beau. Pentru că am fost dezbrăcat și mi-ați dat haină. Pentru că am fost în temniță și am fost bolnav și ați venit pe la mine. Ați dat, ați oferit. Și lucrurile pe care le investești pentru veșnicie, ascultă-mă, sunt lucrurile care capătă valoare eternă. De aceea Apostolul Pavel are un sfat pentru miliardarii care noi avem. Îndeamnă pe bogații, 1 Timotei capitolul 6:17, îndeamnă pe bogații veacul acestuia să nu se îngânfie, să nu-și pună nădejdea niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug, ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă ce? Bine. Și auziți în ce trebuie să fii bogat. În ce trebuie să fii bogat? În dolar, euro, criptomonede, bitcoin? Să fii bogat în fapte bune. Să fii bogat în fapte bune. Poți să te întreb, la capitolul ăsta al bogăției, bogat în fapte bune, cât ești de bogat? Cât ești de bogat? E greu să știți să biruim egoismul ăsta din noi. La un moment dat am auzit că o mamă făcea clătite acasă, cheesecake, pancakes, nu știu, mă rog. Clătite, pentru mine tot una cu cheesecake, da, în fine. Și acum o termina prima clătită și avea doi băieți, unul de 7, unul de 5. Și amândoi erau lipiți de tigaie. Și cum se ridica clătita, se ridica și ochii lor. Ăla mic, mami, eu vreau primul, ăla mare, ba, nu, mami, eu vreau primul. Și fiecare vrea primul. Acum ce faci când e una și trebuie să împarți la doi și unul vrea tot timpul, amândoi vor loc întâi. Mama și ce-a făcut? A oprit aragazul, a luat clătita, a pus-o pe farfurie, pe masă și a zis, dragii mei, numai bine să gândesc, aici e o lecție biblică bună. Mă fiți atenți. Noi suntem bucăiți. Da, mami. Noi ne rugăm. Da, mami. Mă fiți atenți. Îl iubiți pe Domnul Iisus foarte mult. Mult, cât? Mult, 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 până la cer și înapoi. Bun. Mă fiți atenți, zice. Și-a pus clătita între ei. Unul vedeți că e mai la mine, nu. L-a pus la mijloc. A zis, dacă Domnul Iisus ar fi în locul tău, o zic cât ala de 7 ani și cât ala de 5, dacă ar fi în locul tău sau al tău, și ce ar zice? A zice, fratele meu, mâncă tu primul. La care o zis la micul, frate, ce, n-ai vrea tu să fii sus de data asta? Doamne, noi te iubim. Noi am vrea să fim ca tine, dar data viitoare, dacă se poate. Acum, 1.000 de euro, vai bunis. Cum să mă duc să-i dau? Cum să mă investesc în lucrare? Cum să dau la sălaci? Doamne, acum lasă-mă că trebuie să mă duc la Halkidiki și după aceea văd-o în toamnă, strâng, mă duc la o familie nevoiașă și fac ceva. Oameni buni,
Marea dramă este că investim în lucruri care nu le putem duce cu noi dincolo. Marea dramă tocmai asta este. Ascultă-mă. De multe ori, dragii mei, fărâmiturile de la masa noastră, că mai avem un alt bogat în Biblie, s-ar putea să fie un belșug pentru alții. Am citit o definiție despre bogăție și m-a impresionat. A zis, auziți, nimeni în lumea asta nu e atât de sărac încât să nu aibă ce să dea. Nimeni de aici nu este atât de sărac încât să nu aibă ce să dea. De foarte multe ori când strângem mai mult pentru noi decât avem nevoie, vreau să vă spun ce se întâmplă cu ele. Spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Exodul, capitolul 16, că Dumnezeu dă poporului mană. Și Dumnezeu prin Moise le spune evreilor, ascultați, mare atenție, Dumnezeu va face să cadă din cer mană. Dar știți că să culegeți? Numai cât aveți nevoie pentru ziua de azi, pentru că mâine vă dă și mâine alta proaspătă, dar nu strângeți mai mult. Și o să vrei, Moise, o să zic, ați înțeles? Am înțeles! Evreul ca românul. Când a căzut mana, spune cuvântul lui Dumnezeu, au venit ăștia cu sacii, cu gălețele, cu fare, cum au apucat. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că știți ce s-a întâmplat cu ceea ce au strâns peste cât aveau nevoie? Viermi. Viermi. Tot ce depășește sfera nevoilor tale și ar putea să fie o binecuvântare pentru alții și nu o împărtășești, are tocmai statutul ăsta degradabil. Piere. Viermi. Știu că nu-ți vine să îi pierdești așa banii pe care i-ai pus la salteauă, dar scriptural vorbind, acolo se duc. Nebunia ca formă de normalitate, 3. Deși este o nebunie, dragii mei, pentru mulți este ceva normal să-și facă planuri de viitor fără Dumnezeu. Și nu mă refer la oamenii lumii, mă refer la noi de aici. Dragii mei, deși o nebunie, pentru mulți astăzi e absolut ceva normal ca să-și facă planuri de viitor fără de Dumnezeu. Noi nu-L întrebăm pe Dumnezeu. Dar când vin problemele, Doamne, vină și în casa mea. Când? Când furtuna e grea. Dar înainte, nu, ne descurcam noi bine. Știam noi Biblia și nu mai... Doamne, am crezut că nu te mai deranjăm cu rugăciunea. Versetul 18 spune cuvântul lui Dumnezeu, omul ăsta stă cu perspectiva viitor. Zice, ce voi face? Am o supraproducție, bă, ce mă fac? Și zice el, iată ce voi face. Îmi voi strânge, voi sparge, voi construi și voi avea pentru mulți ani de aici încolo. Omul ăsta are iluzia că viitorul e mâna lui. Cum, dragii mei, foarte mulți dintre noi avem această iluzie că viitorul este în mâna noastră. Și ce mi se pare paradoxal în text, marele contraz în textul ăsta, ăsta vorbește pe ani înainte, Dumnezeu vorbește de ore, nebunule, chiar în noaptea aceasta. Ți se va cere sufletul înapoi. Viața imprevizibilă, oameni buni. Viața imprevizibilă. Știți care e marea nebunie pe care o avem de multe ori? Și noi credem că e normalitate. Ne facem planuri de viitor, dar fără de Dumnezeu. Mă gândeam când predica duminica dimineața trecută la noi la Biserică Cristi, Doamne, dă să nu cumva să se suprapună cu mine, că eu aveam un plan, mai multe idei, lucram la ele de ceva timp și slavă Domnului că nu putem să predicăm din același loc, din aceeași idee, dragii mei, într-un mod diferit. Dar știu și eu m-am gândit cât de imprevizibilă e viața, că noi ca și oameni ne facem planuri. Spune acolo în Iacov, în capitolul 4, spune cuvântul lui Dumnezeu cu 13 la 16. Ascultați voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, da? Vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și știți care este ideea, concluzia? Și nu știți ce aduce ziua de mâine. Nu știți ce aduce ziua de mâine. Și ce m-am gândit, dragii mei, că oamenii ăștia au știut când își vor începe planurile, astăzi sau mâine, concret. Au știut foarte concret unde vor merge, în cutare cetate, nu s-au dus la plezneală. Au știut cât vor sta acolo, un an. Au știut ce vor face acolo, negustorie. Au știut pentru ce să duc acolo, să câștige. Dar nu știau un singur lucru. Ziua de mâine. Viața e foarte imprevizibilă, cred că am mai zis-o în biserică,
dar o imagine care o să rămână mult timp în amintire. Veneam de la Ștei într-o duminică, am predicat acolo dimineața la Speranța și veneam spre Geneza și într-un sat, pe la cei care cred că sau zona asta, Brătești, nu știu, țin minte că la un moment dat, pe partea dreaptă, era un cortegiu funeral, mulți oameni acolo, o slujbă de mormântare, mergeau cu mortul la groapă. Bă, dar mulți, cu un sobor de preoți, cântau, erau un care plângeau în spatele sicriului acolo. Am trecut, am redus viteza încet, am trecut pe lângă ei și m-am dus la vreo 500 de metri. Pe partea stângă, cum era la mine, nuntă, veneau după mireasă. Cu țovuri, cu hidiaie, n-aveți cum să scrieți cuvântul ăsta, l-am încercat, n-ai cum. Vioară cu goarnă. Băi, cântau ăia, erau vreo patru din ea de la ansamblu Crișana, cred că acolo se băteau pe picioare, chiuiau cu pălincă, mai că fost să-mi dea și mie. Nu, stai, no, thank you. Eu sunt cu Jesus. Știți, nebun, apropo, oameni, nu ești normal. Ei, ce m-am gândit? Măi, eu acum trec, dar sunt tare curios. Așa aș fi vrut să parchez mașina și să stau până când se întâlnesc cele două mulțimi. Moartea și cu viața. Nunta cu mormântarea. M-am gândit cine dă prioritate. Viața are prioritate. 500 de metri aici plângeau, dincolo chiuiau. Cam asta e viața. Simplu. Problema este, dragii mei, că de foarte multe ori, ascultați-mă, ne facem planul de viitor, dar fără de Dumnezeu. Vreau să mă apropiu de încheiere în seara asta. Ploaia e pe cât pe ce să se oprească. Da? Și vreau să vă spun ceva ce am citit, e un lucru istoric, și să vedeți cum e cu planurile astea făcute fără de Dumnezeu. În 1923, știți că se tot discută acum zilele noastre despre noua ordine mondială, globalismul ăsta. În 1923, la Chicago, în cel mai luxos hotel al vremurilor, Waldorf Astoria, se întâlnesc 9 din cei mai influenți oameni din America, dar la nivel aproape mondial. Ce s-au gândit ăștia? Bă, hai să punem țara la cale, ne facem planuri de viitor. Vreau să vă spun cine au fost. Charles Schwab, ăsta era patronul unei dintre cei mai mari companii de producere a oțelului din lume. Samuel Insull, președintele cele mai mari companii de utilități publice din lume de la vremea respectivă, deci numai la nivel big. Howard Hobson, președintele cele mai mari companii de exploatare a gazelor naturale din lume la vremea respectivă. Arthur Cotton, cel mai mare speculant, da, de cereal din lume, era la pe bursă. Richard Whitney, președinte al New York Exchange, cea mai mare casă de tranzacții din lume la vremea respectivă. Albert Fall, un membru influent în cabinetul președintelui Americii la vremea respectivă. Leon Fraser, președintele Bărcii Internaționale din Seattle, mare capital bursier. Jesse Livermore, supranumit Marele Urs de pe Wall Street, mare, mare comerciant al vremii respective, și Ivan Krieger, cofondatorul cel mai mare companie de utilități de construcții din lume de la vremea respectivă. În 1923 a pus țara la cale. Cineva a avut curiozitatea, pentru că la vremea respectivă s-a scris mult despre planurile lor, ăștia vreau să se alcătuiască într-un fel de organizație care să gestioneze, să influențeze lumea, să se extindă, să facă. Și cineva a avut curiozitatea 25 de ani de zile mai târziu să vadă pe unde sunt oamenii. Cam după 25 de ani. O zi, hai că lăsăm să vedem. Mă să auziți. După 25 de ani, Charles Schwab, ultimii ani din viață, și-a petrecut cu bani împrumutați, a murit falit. Samuel Insull a ajuns un proscris al justiției, a fugit din America fără niciun leu. A ajuns undeva prin Cuba. Howard Hobson a nebunit, apropo de subiectul nostru. Arthur Cotton moare în insolvență, falit, în Anglia, în străinătate. Richard Whitney a murit în celebra pușcărie Sing Sing.
Leon Fraser, pușcărie, e grațiat în ultimele 3 luni de zile bolnav de cancer să moară acasă. Ceilalți, Albert Fall, Jesse Livermore și Ivar Krieger, s-au sinucis. Cu 25 de ani, era un topul Forbes. Cu 25 de ani în urmă, puneau țara la cale. Cu 25 de ani în urmă, erau cei mai tari din parcare și din țară. După 25 de ani de zile mai târziu, erau zero. Pentru că orice plan fără de Dumnezeu e o nebunie. Dar absolut orice plan fără de Dumnezeu e o nebunie. Știți care e concluzia cu care vreau să ne ducem spre rugăciune în seara asta? Cea mai mare nebunie pentru noi, știți care ar fi? Să nu învățăm nimic din toate astea. Să repetăm aceleași greșeli ca și alții. Nebunia ca normalitate, deși o nebunie înainte lui Dumnezeu, nouă ni se pare absolut normal să cerem lucruri absurde lui Dumnezeu. Să venim, Doamne, hai, fă-mi dreptate, Doamne, pune DNA-ul aici, să... Da. Tot e pe relați, pe resurse, să facă Dumnezeu. Eu, dacă fac asta, Dumnezeu face asta. Pentru mulți au devenit, și ce devine Biblia asta? Merge să vedeți la marile seminarii de succes. Iau principii din Biblie, cum să le aplici în business. Adică scoatem Biblia asta, o devenit, dragii mei, un fel de manual de succes în business, în nu știu ce, cum vrei, perfect, să fii happy, să fii... Dragii mei, Biblia asta e vorba despre relația dintre om și Dumnezeu, restaurarea relației dintre om și Dumnezeu. Când scoatem din Biblie esența Biblia asta, ascultați-mă, pentru mine nu mai are nicio putere. Este cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, nu te mai uita la mâinile mele, uite-te la fața mea. Nebunia ca formă de normalitate. Deși e o nebunie în ochii lui Dumnezeu, pentru noi o normalitate ca toată ziua de dimineața 24 din 24 să muncim, să investim, să facem, să băgăm, să iasă, să banul, să fie fericit toată lumea, să facem, să mișcăm, să ne iasă, să trăim bine, să mai punem încă acolo, să mai facem încă una, mai cumpărăm o chestie, să mai aducem, să... În timp ce sunt oameni lângă tine care coaja aia de pâine pe care tu o arunci, pentru el ar fi o binecuvântare. Și ascultă-mă, strâng și investește aici în lucruri de care să aleg viermi într-o zi. Lucruri care nu v-ați folosit la absolut nimic dincolo, asta e o nebunie. Numiți-i dumneavoastră, băgați în clasamentul Forbes. Spunea Sorin Constantinescu, un influencer, îl mai ascult așa, are câte un podcast, chiar a reușit. Povestea asta zice, bă, am un prieten care în țara lui, într-o țară nordică, e cel mai, al patrulea cel mai bogat, multimiliardar. Mă mai întâlnesc cu el pe la Londra, zice. Și când mă întâlnesc cu el, zice, bă, ce faci? Păi zice, acum am venit din concediu, zice ăsta nostru, românul. Am venit din concediu, din Tenerife. Tu, bă, zice, dar tu ai timp de concediu? Păi normal, dar tu zice, de ce unde, bă, tu chiar? Păi zice, nici nu mai știu când am avut o zi de concediu. De 10 ani. Dar cum, mă, tu ai miliarde, nu mergi într-un concediu, mergi cu familia, cu copii, să stai, să... Zice, cum adică, sunt locul 4 în clasamentul Forbes în țara mea, trebuie să ajung pe locul 1. Asta e important. Asta e nebunie. Dar e o nebunie să-ți faci planuri fără de Dumnezeu. Cea mai mare nebunie ar fi să nu învățăm nimic din toate astea. Să perpetuăm în această nebunie. Să ne trezim. Vă duceți aminte ce îi spune la un moment dat? Pe mine m-a marcat foarte mult o chestie. Dumnezeu îi spune prin Samuel lui Saul, ești în lupta cu filistenii, dar Saul așteaptă până vine Samuel. Stai acolo până vine Samuel să se roage. Filistenii se apropie, presiune tot mai mare. Și la un moment dat Saul, pentru că e în criză de timp, pentru că oamenii încep să cârtească lângă el, zice Biblia că Saul face pe preot, el e rege. Și se pune și face el jertfe, aduce el jertfe și apare imediat Samuel. Și spune Samuel, ce ai făcut? Păi zice, uite, poporul plecat pe lângă și m-am gândit să nu plece ca să încurajăm, să nu se moaie inima poporului, știi? M-am gândit să aduc eu jertfe. Și Samuel îi spune o vorbă acolo. Ai lucrat ca un nebun. Ai lucrat ca un nebun. Și
Știți care e marea dramă? Că suntem atât de mândri de noi, încât nu vrem să recunoaștem că uneori, cu cele mai bune intenții, facem cele mai rele lucruri. Saul a fost bine intenționat, cred, dar a făcut un lucru extrem de grav în ochii lui Dumnezeu. Ai lucrat ca un nebun. Sfârșitul lunii mai, în 2003, în noapte, eram aruncat cu fața la pământ. Și cel mai mare șoc a fost când noaptea aia spre dimineață m-am întâlnit cu Iisus Hristos. Veneam după 3 ani și jumătate de lume în care am încercat să amestec și discoteca și biserica în mintea mea. Credeam că sunt compatibile. Și plăcerea și slujirea, și am crezut că e ok. Dar stăteam în fața lui Hristos, cu fața la pământ. Și zic, care a fost cel mai mare șoc pe care l-am avut? E că tot ce crezusem eu că e ok și bine, de fapt era nebunie. Nu e nimic mai zdrobitor. Nu e nimic mai zdrobitor pentru tine ca om decât să îmbrățișezi o filozofie de viață, o anumită gândire, să alimentezi, să crezi în ea, să mergi cu ea înainte, cu forma asta de pocăință, să crezi că e bine. Tu cer, Domnul răspunde, Dumnezeu face ce zici tu. Și după 4, după 5 ani, unii după 20 de ani, într-o noapte, pentru că Dumnezeu are milă de tine, îți dă sozii de pe ochi jos și realizezi că ai lucrat ca un bun, că am lucrat ca un nebun. Dar Doamne, noi slujim, dar noi, Doamne, noi venim la biserică. Și Dumnezeu spune, ai lucrat ca un nebun. Ce numește normalitate uneori, nebunie în ochii lui Dumnezeu? Nu-i nimic mai zdrobitor, credeți-mă, decât să realizezi că tot ce ai făcut, tot ce ai crezut tu, omenește vorbind, că ți-ai făurit tu teologia ta proprie, ai scos-o din Biblie, ai argumentat-o cu versete din Biblie, nu-i probleme, că fiecare își face teologie de aici, scoatem ce ne place. Dar îți spune Dumnezeu, până aici ai lucrat și ai gândit că un nebun. Dumnezeu spune, știi, eu vreau să fii nebun, dar pentru mine, în ochii oamenilor. Dumnezeu te cheamă în seara asta să-ți revizuiești filozofia de viață, planurile, proiectele, visurile, direcția, acțiunile tale. Și Dumnezeu spune, știi, dacă până acum ai lucrat ca un nebun, vreau ca de azi să fii înțelept. Să fii atât de înțelept încât deși lumea te va considera nebun, ce să faci? Să nu mai vii la Dumnezeu pe post de tonomat. Bagă, dă zeceală că Dumnezeu dă după aia 100 de milioane. Doamne, mă duc cu mâncarea asta la săraș că știu că tu poi mâine îmi dea bani să mă duc în concediu. Să-mi cumpăr nu știu ce mașină. Ascultă-mă, Dumnezeu nu-i bursa de valori București. Dumnezeu nu-i 112, ajutor. Fac pentru că și Dumnezeu va face. Se spune, nu mai centra relația pe resurse, centrează-ți relația cu mine pe ceea ce sunt eu. Hei, vreau să stau de vorbă cu tine. Nu mai investi în lucruri care nu le poți duce cu tine dincolo. Au încercat ăștia în Egiptul antic, piramidele de fapt ascundeau la baza lor, în temelia lor, mari bogății, mari comori, mergeau ăștia cu tot aurul din lume băgat acolo, crezând că o să-i ducă, nu puteau trece vama eternității, înțelegeți?
Dacă la Bosch poți să treci cu Mercedes-ul mai departe, dacă la Bosch poți să treci mai departe cu 100 de milioane, cu 100 de mii de euro și ascunzi și te duci, în fine, problema ta, scute-mă ce spun, cu trecutul ucrainienii cu milioane, nicio problemă. Dar de vama eternității nu poți să treci cu ele. Și de ce? Că trebuie să le trimiți înainte prin credință acolo. Pentru că suta asta de lei pe care o dai acum unui sărac, o să te întâlnești cu ea în cer. Pentru că sacrificiile care le faci aici pentru Dumnezeu, dacă tu aștepți ca Dumnezeu să-ți răsplătească tot pe pământ, ce mai vrei să ai parte în cer? Și de ce nu-ți dă Dumnezeu tot aici? Și de ce nu te binecuvântează Dumnezeu cu ce ceri tu? Și de ce nu-ți dă Dumnezeu de 10 ori mai mult și ești tot la 1? Și tu spui, da, mi-a dat de 10 ori. Și ce? Pentru că vrea să-ți dea restul în cer. Dacă te-ar binecuvânta Dumnezeu și îți dădea pe pământ, totul nu mai avea răsplată în cer. Spune, Doamne, nu mai vreau nimic pe pământ, ajunge, cât îmi dai, e perfect, vreau să am în cer. Strângeți-vă averi și comori, nu aici pe pământ, unde le mănâncă molile și unde hoții, mai ales în România, dau de ele ușor. Aduceți-vă în cer, acolo te vei întâlni cu cea mai sigură bancă, banca cerului. Dar înțelegi, cu egoismul ăsta din noi, din mine și din tine, nu vor trece vama eternității. Nu le poți duce dincolo cât de mult ai vrea. Nu le poți duce. Nebunule, zice Dumnezeu, ale cui vor fi? Dă-le las la prunci, să-i distrugi, să ne norocești. Dă-le bani. Uite-te ce se întâmplă. Nu-ți mai fă planul fără de Dumnezeu, pentru că e o nebunie. E absolut o nebunie. Și nu vrem să ne trezim din ea. Dragii mei, vă trebuie în seara asta unii să ne schimbăm teologia greșită pe care o avem și absurdă. Pocăința jântrată pe cere și primește. Investește și vei primi. În seara asta Dumnezeu spune, vreau să spargi vasul egoismului. În seara asta vreau să, și începând din seara asta, să te investești în alții și în alte lucruri, pentru că trebuie să te întâlnești în cer, Matei 25. Pentru că vei sta în fața lui Hristos la judecata de apoi și vom sta în fața lui și va spune, vino binecuvântatul tatălui sau pleacă de la mine, blestematule. Toată viața mea, de când îl cunosc pe Dumnezeu, de la 18 ani, deși eu sunt momente și sunt spite ca om și mi-aș dori uneori mai mult și vreau mai mult și mă gândesc cum să fac să am mai mult și cum să reușesc să fie mai bine. Dar ascultați-mă, toată credința mea și toată gândirea mea e centrată și pentru ce? Și pe ce? E centrată pe o expresie. Vino binecuvântatul tatălui. Pentru asta mă lupt. Pentru asta mi-am zdrobit visele și încă îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi le zdrobește pe unele care nu le vreau să le zdrobesc eu. Lasă ce Dumnezeu și ăsta trebuie spart. Puh, să sparge și ăla. Nu, Doamne, lasă vaza asta, că e a mea preferată, ce Dumnezeu, du-o în coci. Trebuie să o spar și pe asta. Doamne, dă mașina asta, lasă că ți-o rezolv eu. Doamne, dar știi proiectul ăsta, lasă că pune falimentul pe eu. Știi de ce? Pentru că vreau într-o bună zi să nu te tragă tinichelele în iad. Visurile și planurile tale fără de Dumnezeu. Totul știți pentru ce? Pentru zi când voi sta în fața regelui, în fața împăratului și va spune, vino binecuvântatul tatălui, de moștenește partea de moștenire care ți-a fost pregătită, știți de când? De la întemeierea lumii. Pentru asta să-ți trăiești toată viața, pentru o frază pe care o va rosti Hristos, vino. Pentru că nu vreau să aud pleacă. Și pentru că te iubești și pentru că mă iubește. Mai zice Dumnezeu și astăzi, Marto, Marto, Dorel, Dorel, pentru multe te frământ tu. Ia mai moale cu ele. Ia mai lasă-le. Vino la normalitate. Haideți să ne ridicăm în picioare. Deși nu este greu seara asta să recunoaștem, da? Adevărul este că am gândit și am lucrat de multe ori ca niște nebuni. Crezând că e normalitate, dar de fapt nu este. Spune Domnului, Doamne, în seara asta mă pocăiesc. În
seara asta îmi revizuiesc gândirea, teologia greșită pe care mi-am format-o. Seara asta vreau să mă rup din lanțul egoismului, pentru că vreau să trimit mai mult în cer decât investesc în pământ, de care se vor lege viermii. Pentru că vreau să investesc în sufletul meu, care va merge la tine, nu în trupul meu, care va merge în țărâna pământului, în putrefacție, la viermi. Pentru că vreau planuri cu tine și niciun plan fără de tine. Vreau să ne plecăm capetele în pământ, pentru că înainte să ne rugăm, vreau să venim înainte lui Dumnezeu într-un exercițiu de sinceritate. E cineva aici care are puterea să recunoască înaintea lui Dumnezeu: Doamne, am gândit și am lucrat ca un nebun. Ascultă-mă, nu e ideea de a te vulnerabiliza în fața oamenilor, de e vorba de asta înaintea lui Dumnezeu. Recunoști lucrul ăsta? Ești gata să recunoști? Ești gata să renunți? Pentru că, ascultă-mă, până nu recunoști, Dumnezeu nu te poate schimba. Dumnezeu nu te poate scoate din nebunia minții tale până când nu recunoști: da, Doamne, asta sunt. Dacă sunt oameni în seara asta care recunosc înaintea lui Dumnezeu că au avut o filozofie de viață efectiv trăită într-o formă de nebunie, acolo unde ești, ascultă-mă, nici măcar nu mă uit. Nu o să mă uit înspre sală, nu o să mă uit la mâini, nu o să număr pe nimeni, nu-i cifre, nu-i statistici în seara asta, e vorba de tine și Dumnezeu. Dar acolo unde ești, dacă vrei să-i recunoști asta înainte lui Dumnezeu, pentru că trebuie să te pocăiești, trebuie să mă pocăiesc. Acolo unde ești, ridică spre cer, spre Dumnezeu o mână și spune: Doamne, mă recunosc în seara asta, am gândit și am lucrat în felul ăsta. Recunosc, Doamne, și mi-este greu. Recunosc că am lucrat ca un nebun și am gândit de atâtea ori, Doamne, dar vreau să mă vindec. Dar vreau, Doamne, să ies de aici și vreau, Doamne, Dumnezeu, să fiu, Doamne, dacă trebuie, nebun în ochii lumii, dar normal în ochii tăi. Vreau normalitatea ta, Dumnezeu, nu a lumii. Nu vreau ca lumea, Doamne, să mă considere normal și tu nebun, Doamne, ci vreau în această seară să mă pocăiesc, Doamne, și vreau, Doamne Dumnezeule, să, dacă trebuie, zdrobește-mi visele, Doamne, dar să nu fiu zdrobit eu, Doamne, de ele. Te rog în această seară, Doamne Dumnezeule, dacă trebuie să mă frâng în seara asta, Doamne, facă-se voia ta, dar vreau în această seară, cu orice chip, cu orice preț, Doamne Dumnezeule, ca să fiu cu tine, ca să fiu lângă tine, pentru că vreau ca într-o bună zi, Doamne, să aud vino binecuvântatul tatălui meu. Azi intrăm în rugăciune în seara asta, zdrobiți, recunoscându-ne falimentele, recunoscându-ne formele de gândire efectiv nebune de atâtea ori, recunoscând cine suntem, recunoscând ce am făcut, recunoscând că suntem stam, recunoscând că am fost vulnerabili, recunoscând că am pedalat pe valul popularității, că am vrut să părem normali în fața oamenilor, dar nebuni înaintea ta de atâtea ori, Doamne Dumnezeule, iartă-ne și vindecă-ne, Doamne Dumnezeule!